Salutare și bine ați venit la PC Config. Eu sunt Andrei, iar în tutorialul de astăzi am să vă prezint un program care ne ajută atunci când dorim să redimensionăm imagini. Există foarte multe softuri care fac acest lucru, însă problema apare atunci când dorim să redimensionăm mai multe imagini la aceeași dimensiune, mai multe imagini deodată. Această problemă poate fi depășită cu ajutorul unui program foarte micuț numit Fast Image Resizer. Am kitul aici pe desktop, veți găsi în textul tutorialului link de download, așa că o să-l instalez. Aici avem câteva opțiuni. Eu o să las bifaticele de bază. Am instalat programul, îl executăm și după cum vedeți, suntem întâmpinați de o interfață extrem de simplă. Programul poate fi folosit și în modul acesta de bază. Am aici pe desktop un folder numit Imagini și, de exemplu, o să vreau să redimensionez toate aceste imagini care au dimensiunea 1024x768. Să zicem că vreau să le redimensionez la 800x600. Selectez din acest meniu drop-down, apoi merg în folder sau pur și simplu iau folderul și îl arunc aici, în acest chenar. Apoi aștept câteva secunde și programul îmi spune că a finalizat operațiunea. Intru în folder și văd că mai există un alt subfolder numit Resized. Aici vom găsi imaginile care au dimensiunea 800 pe 600 de pixeli față de cele inițiale care aveau 1024 pe 768. După cum vedeți, ne-am modificat și numele fiecare imagini, le-a adăugat la final underline și dimensiunea. Însă programul poate face mai mult de atât. Dacă mergem la Options, ni se deschide o nouă fereastră în care avem câteva opțiuni. JPEG Quality, calitatea imaginii, este dată la 88, maxim este 100%. Putem selecta de asemenea de aici, Resize Quality, Good, Excellent sau Best. De asemenea, putem selecta formatul în care vor fi redimensionate imaginile. Avem de ales între JPEG, BMP și PNG. Apoi avem opțiuni pentru locația unde vor fi salvate imaginile. În același folder, într-un subfolder denumit Resized, putem modifica de asemenea dimensiunea, sau într-un director fix. Mai jos avem opțiuni pentru numele fișierelor modificate. Putem să modificăm aici componența acestui șir de caractere. De exemplu, dacă vom dori să apară doar numele fișierului fără dimensiunea, vom șterge asta și va rămâne doar numele inițial. Apoi avem opțiuni pentru rotire. Dacă dorim să rotească imaginile când le redimensionează, dacă dorim să suprascrie imaginile, să le înlocuiască practic pe cele mari cu cele mici sau invers. Și mai avem câteva opțiuni. Dacă redimensionarea nu se poate face proporțional, să tai automat din imagine, astfel încât ea să ajungă la dimensiunea pe care o dorim. Altfel, s-ar putea în anumite cazuri să ne modifice doar lățimea sau doar înălțimea acelei imagini. Haideți să vă dau și un exemplu pentru această opțiune. Am aici o imagine, are dimensiunea de 1600x900. Dacă nu bifez automatic cropping, zicem, îl las așa, și vreau să mi-o aducă la 800x600, de exemplu, o iau cu drag and drop și o arunc aici.
Meu redimensionează, îmi face folderul, însă imaginea nu are 800 pe 600, ci are 800 pe 450. Asta pentru că el trebuie să păstreze raportul imaginii de 16 pe 9. Dacă o să merg și o să bifez opțiunea Automatic Cropping, șterg folderul acesta și redimensionez din nou. Mi-a redimensionat-o, iar acum a tăiat o parte din imagine astfel încât ea să ajungă la 800 pe 600. Nu vă îngrijorați pentru că nu va distorsiona imaginea, nu o va strica. Va tăia anumite părți astfel încât să se poată încadra pe același, pe raportul pe care îl dorim noi. Vedeți, a tăiat din extremități, nu a tăiat din centru. Tot acum puteți observa și cealaltă opțiune de aici, de la File Name. Nu mai are la final dimensiunea imaginii. Ultima opțiune, Always on Top, este pentru a pune fereastra programului în fața tuturor celorlalte ferestre din Windows. Butonul Exit categoric închide programul. Cam asta ar fi de spus despre acest program. Eu sper să-l găsiți util. Mie mi-a fost de foarte mare folos în foarte multe situații. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă mai aștept pe site-ul PsiConfig. La revedere!